Un număr de 200 de militari din forțele terestre române, aparținând brigăzii 9 mecanizată Mărășești și din forțele navale române, reprezentate de batalionul 307 Infanterie Marină, participă la modulul de pregătire Platinum Eagle 17-2 din cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force 17. Se desfășoară anual sub coordonarea Comandamentul Corpului de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii, dislocat în Europa și Africa, în zona Mării Negre, în Balcan și în regiunea Caucazului. Activitatea are drept scop creșterea nivelului de interoperabilitate prin antrenarea în comun a militarilor în vederea participării la operații de menținere a păcii și de contrainsurgență.